Un tir cu 800 de butelii a luat foc pe raza localității Mihăilești. Mai multe butelii au explodat după ce focul s-a extins. Incendiul s-a produs în această dimineață foarte aproape de locul tragediei din 2004, când 18 oameni și-au pierdut viața, după ce un tir încărcat cu azotat de amoniu a explodat. Incendiul izbucnit la un tir încărcat cu butelii a fost stins după aproximativ o oră și jumătate. Pompierii, intervenind în continuare pentru a răci resturile autotrenului și buteliile rămase. Acolo au ajuns procurori și criminaliști, care au făcut măsurători și cercetări, astfel că traficul a fost restricționat o perioadă de timp. Cetățenii care locuiesc în zona unde a avut loc incendiul și care au fost evacuați au început să se întoarcă la casele lor, nefiind înregistrată vreo victimă. De asemenea, șoferul tirului nu a fost rănit. Deflagrația a avut loc în zona în care, în anul 2004, a explodat un camion încărcat cu azotat de amoniu, tragedie în urma căreia au pierit 18 oameni.